Ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi, păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, căci Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului,
văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și în trunul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Din gura ta, ca o lumină de foc strălucind harul, lumea a iluminat, visteriile neiubirii de argint lumii a câștigat, înălțimea gândului smerit nouă ne-a arătat, iar prin cuvintele tale învățându-ne, Părinte Ioane, gură de aur, roagă pe cuvântul Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pe luminătorul la toată lumea, pe stâlpul și întărirea bisericii, pe povățuitorul pocăinței și tămăduitorul bolnavilor, pe apărătorul și binefăcătorul celor necăjiți, pe Sfântul Ioan, trâmbița cea frumos glăsuitoare și gura cea de miere izvorătoare, pe învățătorul nostru, cel cu mintea și cuvintele de aur, veniți, binecredincioșilor, să-L lăudăm, să aprindem făclile dragostei cele luminătoare, aducându-i această cântare. Bucură-te, Sfinte Ioane, gură de aur, prea luminate, învățătorule a toată lumea. Luminătorule și învățătorule Părinte, Cel ce cu învățăturile tale ai luminat toată lumea, luminează-ne și pe noi cu rugăciunile tale, ca să-ți aducem această cântare de laudă. Bucură-te, Ioane, fericită slujitor al Domnului Iisus Hristos! Bucură-te că din copilărie ai fost binecredincios! Bucură-te că din gura ta râuri de învățătură au izvorât! Bucură-te că prin tine Dumnezeu s-a proslăvit! Bucură-te că prin minunile tale înțelepții s-au rușinat! Bucură-te că înțeleptul Artemie prin tine s-a botezat! Bucură-te că poporul de bucurie către tine a strigat! Bucură-te că ai fugit de slava omenească! Bucură-te că ai iubit viața monahicească!
Bucură-te al necăjiților mânghietor, bucură-te al săracilor ocrotitor, bucură-te, Sfinte Ioane, gură de aur, prea luminate învățătorule a toată lumea. După trecerea din viața aceasta, a Maicii tale, Antuza, ai împărțit averea săracilor și, părăsind lumea, te-ai sălășluit în mănăstire, unde, după multe nevoințe și osteneli, te-ai învrenicit a vorbi cu apostolii Ioan și Petru, al căror dar ai dobândit și cu care împreună cânți lui Dumnezeu, Aliluia! Dar de la Dumnezeu ai primit, Sfinte Ioane, a lega și a dezlega păcatele oamenilor, dezleagă dar și lanțul greșelilor noastre și cu dragostea lui Dumnezeu ne leagă, ca unindu-ne într-un glas, să mărturisim pe Dumnezeu în treime și pe tine să te lăudăm așa. Bucură-te că în chip îngeresc te-ai îmbrăcat, bucură-te că în mănăstire fiind multe osteneli ai răbdat, bucură-te că pe monahul cel căzut l-ai ridicat, bucură-te că darul lui Dumnezeu prin tine a lucrat, bucură-te, noule Daniile, că minunată vedenie ai avut! Bucură-te împreună, vorbitorule, cu apostolii Petru și Ioan! Bucură-te că Ioan prin scrisoare te-a îmbărbătat! Bucură-te că de la apostol ai primit binecuvântare sfântă! Bucură-te că răbdarea ta a fost nemărginită! Bucură-te al pocăinței, învățătorule! Bucură-te al bunei credințe, mărturisitorule! Bucură-te, Sfinte Ioane, gură de aur, prea luminate învățătorule, a toată lumea! Minunata vedenie de care te-ai învrenicit, Părinte, a avut-o și bătrânul Isihie, îmbunătățitul monah, și povestind fraților celor iscusiți, se minunau de acest dar pe care te-ai învrednicit al primi și cu bucurie slăveau pe Dumnezeu cântând, Aliluia! Dumnezeu s-a preaslăvit prin facerea minunilor tale, Părinte, că pe mulți i-ai vindecat cu rugăciunile tale, pe Arhelau de lepră l-ai curățit, monahului Evclie vederea i-ai luminat și pe femeia Hristina ai scăpat-o de boală. Pe leul cel fioros cu semnul crucii l-ai omorât. Pentru acest noi an de minuni te lăudăm, Părinte, zicând așa, bucură-te, tămăduitor, fără de plată al trupurilor, bucură-te, cel ce multe boli de grab le-ai vindecat, bucură-te că de tine toată suflarea s-a minunat, bucură-te, luminătorul ochilor trupești și sufletești, bucură-te că neputințele și bolile de grab le izgonești, bucură-te, mustrătorul celor fără de lege, bucură-te, îndreptătorul celor ce au greșit, bucură-te, stâlp neclintit al bisericii, bucură-te, lauda cea aleasă a ierarhilor, bucură-te că într-armat cu puterea crucii duhurile rele ai alungat, bucură-te că neprițuita diademă arhiereiei de la Hristos ai luat, bucură-te, Sfinte Ioane, gură de aur, prea luminate învățătorule a toată lumea! Se cuvenea ca lumina aprinsă să fie pusă în sfeșnic, să lumineze tuturor. Pentru aceasta, prin rânduiala lui Dumnezeu, ai fost dus din pustie în cetate,
în slujba bisericii așezat și prin porunca îngerului ai fost sfințit. Iar la hirotonia ta un porumbel pe deasupra capului tău zbura, pe care văzându-l Flavian Patriarhul, împreună cu cei ce erau de față, cu frică și cu bucurie au strigat, Aliluia! Supunându-te voii lui Dumnezeu, ai lăsat pustia și pe monahii cei împreună viețuitori, pe care văzându-i plângând din pricina despărțirii, i-ai mângâiat cu mireasma învățăturii tale și i-ai îndemnat să aibă iubire unii către alții. Iar noi, de bucurie pentru chemarea ta, te lăudăm zicând așa, Bucură-te, învățător blând și sfânt! Bucură-te că tu singur ai fost numit gură de aur! Bucură-te cel prin rânduiala lui Dumnezeu ai primit darul cinstitei arhierii! Bucură-te cel ce prin rânduiala lui Dumnezeu ai primit darul cinstitei arhierii! Bucură-te podoaba curăției, mărturisită de minunata arătare a porumbelului celui alb! Bucură-te că de a ta vedenie toți s-au înspăimântat! Bucură-te că poporul de bucurie slavă Domnului a dat! Bucură-te că pentru sufletele omenești grijă ai purtat! Bucură-te că prin dulci cuvinte pe toți ai învățat! Bucură-te că pentru frumusețea cuvintelor de popor ai fost iubit! Bucură-te că o femeie gură de aur te-a numit! Bucură-te al sufletelor omenești înfrumusețătorule! Bucură-te, Sfinte Ioane, gură de aur, prea luminate învățătorule a toată lumea! Multe sunt minunile tale, Părinte Ioane, că pe pruncul femeii Evclia cu semnul crucii l-ai tămăduit și pe femeia bogatului eretic ce avea o cumplită boală cu acela semn al biruinței și prin stropirea cu apă sfințită ai vindecat-o și de eresul cel pierzător de suflet pe amândoi ai scăpat. Iar templul cel idolesc, surpându-se, a nimicit pe toți ereticii care ți se împotriveau și ceilalți, botezându-se, cu bucurie slăveau pe Dumnezeu cântându-i, Aliluia! Învățătorule și de minuni făcătorule Părinte, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor noastre și ne învață cum să ne păzim de zmintelile ereticilor care hulez biserica. Iar tu, prin învățătura ta, să-i întorci la drept măritoarea credință, ca unindu-ne glasurile prin dragoste, să te lăudăm cântând. Bucură-te că pe fiul Evclei l-ai scăpat de fierbințeală. Bucură-te că pe femeia ereticului ai izbăvit-o de boală. Bucură-te că femeia și bărbatul ei de eres s-au lepădat. Bucură-te că prin puterea crucii în biserică au intrat. Bucură-te, făcătorule de bine al tuturor! Bucură-te că ereticii asupra ta s-au ridicat! Bucură-te că tu pentru ei lui Dumnezeu te-ai rugat! Bucură-te că prin învățăturile tale mulți eretici s-au botezat! Bucură-te că foștii eretici împreună cu drept măritorii au cântat! Bucură-te al Bisericii lui Hristos, Păzitorule! Bucură-te al dreptei credințe, Apărătorule! Bucură-te, Sfinte Ioane, gură de aur, prea luminate, Învățătorule, a toată lumea!
pentru minunile și învățăturile tale, Părinte. Ai fost chemat de Arcadius, împăratul, la tronul arhiepiscopal al Constantinopolului. Fără de voia ta, însă cu smerenie făcând ascultare, ai primit jugul arhieriei, iar dregătorii, împreună cu poporul, primindu-te cu dragoste și cu bucurie, cântau lui Dumnezeu: Aliluia! Nu ne pricepem ce să lăudăm mai mult, Părinte Gură de Aur, vrenicia pentru care ai fost ales sau răbdarea pe care ai avut-o după primirea tronului arhieresc, că pe cât a fost de mare bucuria începutului slujirii, pe atât de mult a crescut ura potrivnicilor. Pentru aceasta și noi, văzând răbdarea ta, te lăudăm zicând: Bucură-te, Sfinte Ioane Gură de Aur, că pentru minunile tale erai cinstit de tot poporul. Bucură-te că pentru învățăturile tale la tronul arhieresc ai fost chemat. Bucură-te că împăratul Arcadius mult te-a iubit. Bucură-te că tot Constantinopolul cu bucurie te-a primit. Bucură-te că de Sfântul Sobor arhiepiscop ai fost sfințit. Bucură-te că în arhiereasca demnitate cu vrednicie ai slujit. Bucură-te că fără părtinire pe toți i-ai învățat. Bucură-te că eresurile și răutatea le-ai dezrădăcinat. Bucură-te că și pe împărăteasa Eudoxia pentru lăcomie o ai mustrat. Bucură-te că văduvelor și săracilor ai fost sprijinitor. Bucură-te că celor neputincioși ai fost ajutător. Bucură-te, Sfinte Ioane Gură de Aur, prea luminate învățătorule a toată lumea. Mustrat ai, Sfinte Ioane, pe Pavlichie lacomul, cel ce răpise banii văduvei celei sărace, și pe împărăteasa Eudoxia, pentru că luase via văduvei, ai certat-o. Pentru aceasta ai fost dușmănit de toți cei ce lucrau fără de legea. Iar săracii și năpăstuiții, pentru dreptatea ce le făceai, te lăudau și pe Dumnezeu slăveau cântând: Aliluia! Împlinitu sau cu tine, bunule Părinte, cuvintele Mântuitorului, căci tu pentru dreptate ai fost grăit de rău și izgonit de potrivnicii care urau faptele tale cele bune, printre care Teofil, cel zavisnic și împărăteasa Eudoxia, de la care multe rele ai pătimit. Pentru aceasta, văzând răbdarea ta, te lăudăm zicând așa: Bucură-te, Sfinte Ioane, că întru tine cuvintele Mântuitorului s-au împlinit. Bucură-te că pentru dreptate de Teofil ai fost prigonit. Bucură-te, primitorul călugărilor celor izgoniți. Bucură-te, apărătorul văduvelor și al săracilor asupriți. Bucură-te că pentru via văduvei Eutropia, ca și Ilie, pe împărăteasă ai mustrat. Bucură-te că ai răbdat cu tărie mânia împărătesei. Bucură-te că mulți la izgonirea ta nu s-au învoit. Bucură-te că prorocia lui Epifanie cu tine s-a împlinit. Bucură-te al cuvântului lui Dumnezeu, propovăduitorule. Bucură-te al smereniei, iubitorule. Bucură-te de Dumnezeu, încununat ierarhie. Bucură-te, Sfinte Ioane Gură de Aur, prea luminate învățătorule, a toată lumea. Izgonit fiind, Sfinte,
stătea închiliile arhierești și împreună cu episcopii cei ce erau cu tine, mâhnindu-te de răutatea lui Teofil și de schimbarea împăratului cu mânie asupra ta, ai zis: Fraților, rugați pe Dumnezeu pentru mine și nu vă depărtați de la bisericile voastre, că mie mi s-a apropiat vremea de primejdii și multe necazuri primind, mă voi duce de aici, iar voi pomeniți-mă rugăciunile voastre cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Adunându-se dușmanii tăi în sobor nedrept asupra ta, Sfinte, și învoindu-se împăratul Arcadius cu dânsii, a crezut clevetirilor lor și la judecată, hotărând izgonirea ta, te-au dat oștilor care, pe ascuns luându-te, au mers pe mare spre Prenet. Atunci s-a făcut cutremur mare în cetate și au căzut o parte din palatele împărătești, din care pricină, înspăimântându-se împăratul și de teama mulțimii, a poruncit să te aducă înapoi. Alergând poporul înaintea ta, te lăuda, zicând unele ca acestea: Bucură-te, Părinte Ioane, cel ce ai fost izgonit pe nedrept! Bucură-te că pe ascuns ai fost scos afară din cetate! Bucură-te că pe nedreptatea ce ți s-a făcut, poporul s-a revoltat! Bucură-te că de cutremur o parte din palate s-au surpat! Bucură-te că potrivnicii tăi din cetate au fugit! Bucură-te că în bunătatea și iubirea ta pe aceștia i-ai iertat! Bucură-te, păstorule bun, care nu părăsești oile tale! Bucură-te că împăratul, căindu-se, a poruncit să te întoarcă din cale! Bucură-te că poporul după tine multe lacrimi a vărsat! Bucură-te că, întorcându-te, iarăși tronul ți-ai luat! Bucură-te că în cântări de psalmi ai fost întâmpinat! Bucură-te, Sfinte Ioane, gură de aur, prea luminate învățătorule a toată lumea! Ieșind poporul într-o întâmpinare a ta cu cântări și cu făclii și ducându-te în biserică, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate cele primite, te-ai rugat pentru cei credincioși: Vino, Părinte Sfinte, și în mijlocul nostru, rugându-te pentru noi, cei ce te lăudăm și cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! După întoarcerea ta, ai păstorit oile lui Hristos până la o vreme, și iar s-a ridicat furtună și prigoană asupra ta, căci prin îndemnul împărătesei Eudoxia ai fost scos din biserică de oameni răi care voiau să te omoare. Însă pe ascuns ai fost petrecut până la mare de iubiții tăi episcopi, cărora, dându-le sărutarea cea mai de pe urmă, te-ai despărțit de dânsii. Iar ei, plângând ca după un iubitor părinte, ne-au învățat să te lăudăm zicând unele ca acestea: Bucură-te că pentru Biserica lui Hristos sufletul ți-ai pus! Bucură-te, Sfinte Ioane, că puțini ani trăind, cu bogate roade te-ai împodobit! Bucură-te că Biserica lui Dumnezeu lumii o ai vestit! Bucură-te că iarăși sobor nedrept împotriva ta s-a adunat! Bucură-te că al doilea exil cu răbdare l-ai îndurat! Bucură-te că pentru Domnul Hristos multe chinuri ai răbdat! Bucură-te
că episcopii și poporul pentru tine cu amar au plâns. Bucură-te că în surghiun de ostaș neîndurător fiind dus, pe Hristos ai mărturisit. Bucură-te că după izgonirea ta foc de la jerfelnic a ieșit. Bucură-te al Bisericii lui Hristos, Luminătorule! Bucură-te al oilor lui Hristos, Păstorule! Bucură-te, Sfinte Ioane, Gură de Aur, prealuminate Învățătorule a toată lumea! Ostașii, din porunca împăratului, multă răutate îți arătau, ducându-te prin arșiță și frig, că doar vei muri pe cale. Și slăbind foarte tare într-o noapte, stând la rugăciune, ți s-au arătat Sfinții Apostol Petru și Ioan, care întărindu-te au zis, bucură-te, păstorule bun, de chinuri răbdătorule, căci trimiși suntem de Stăpânul Hristos să te mângâiem în răbdarea ta, că peste puțin timp vei trece la odihnă, ca în veci să te bucuri dinpreună cu noi, cântând lui Dumnezeu, Aliluia! Pentru dragostea ta, Părinte, doi preoți și un diacon au mers cu tine în surghiun și au văzut pătimirea ta și pe Sfinții Apostoli care ți s-au arătat, iar la Comane ajungând, Sfântul Vasilisc, episcopul comanilor, ți s-a arătat zicând, nădăjduiește, frate Ioane, căci mâine vom fi împreună înaintea împăratului slavei. Și prin rânduiala lui Dumnezeu ai rămas în biserica Sfântului Vasilisc, în care ai slujit și după ce te-ai împărtășit cu sfintele taine, ți-ai dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, mulțumind pentru toate. Pentru acestea, primește de la noi cântare de laudă. Bucură-te, nevoitorule, că în izgonire multe necazuri ai răbdat. Bucură-te că Petru și Ioan, ca să te întărească, ți s-au arătat. Bucură-te că doi preoți și un diacon cu tine împreună au răbdat. Bucură-te că în Comane la Biserica Sfântului Vasilisc ai stat. Bucură-te că în mare sfințenie acolo ai liturghisit. Bucură-te că mulțumind pentru toate, cu sfintele taine te-ai împărtășit. Bucură-te că lui Dumnezeu rugându-te, te-ai mutat la cereștile locașuri. Bucură-te că arhiereul cel veșnic sufletul tău l-a primit. Bucură-te că toți sfinții în ceruri mult s-au bucurat. Bucură-te al împărăției lui Dumnezeu moștenitorule. Bucură-te al dumnezeieștilor cuvinte tâlcuitorule. Bucură-te, Sfinte Ioane, Gură de Aur, prealuminate Învățătorule, a toată lumea. Săvârșindu-ți călătoria nevoințelor, te-ai mutat cu bucurie către cele cerești, iar mult chinuitul tău trup a fost îngropat cu cinste de iubiții tăi ucenici, lângă moaștele Sfântului Vasilisc, în Comane. Întorcându-se ucenicii pe mare, au mers la Roma, la episcopul Inocentie și toate cele despre tine spunându-le lui și împăratului Honorius, aceștia se minuneau de răutatea potrivnicilor tăi și după tine vărsând lacrimi, slăveau pe Dumnezeu cântând, Aliluia! Înștiințându-se episcopul Inocentie și împăratul Honorius de pedepsele ce ai primit de la împărăteasa Eudoxia și de la toți dușmanii tăi,
au înfricoșat prin scrisoare pe Arcadius împăratul, care văzându-se înșelat, a pedepsit pe toți părâșii tăi, iar el, căindu-se și pentru tine plângând, te lăuda, zicând unele ca acestea: Bucură-te, Sfinte Ioane, învățătorul nostru cel bun! Bucură-te că darurile Sfinților Apostoli ți-au fost date moștenire! Bucură-te că, răbdând nedreptatea, de fericire veșnică te-ai învrednicit! Bucură-te că după tine marea cetate cu amar a plâns! Bucură-te că și nouă de dorul tău inima ni se frânge! Bucură-te, tril de priveghetoare neadormită! Bucură-te că învățătura ta luminează lumea ca un soare! Bucură-te că mulți, recunoscându-și greșelile, s-au pocăit! Bucură-te că potrivnicii tăi nu ți-au biruit răbdarea! Bucură-te al celor ce ți-au greșit, iertătorule! Bucură-te al sufletelor lor, iubitorule! Bucură-te, Sfinte Ioane, gură de aur, prea luminat învățătorule a toată lumea! După o vreme, binecredinciosul împărat Teodosie a socotit într-un cuget cu arhiepiscopul Proclu să aducă sfintele tale moaște din comane la Constantinopol, spre mânghierea poporului celui binecredincios. Trimișii fiind fără multă evlavie, n-au putut ridica acea neprețuită comoară, dar venind alții și făcând îndelungate rugăciuni, cu multă evlavie au ridicat sfintele tale moaște, pe care le-au dus în împărăteasca cetate, cântând cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia! Ieșit au în întâmpinarea moaștelor tale, Sfinte Ioane, împăratul cu toată suita și arhiepiscopul cu tot clerul, precum și întreg poporul, cu făclii aprinse și miresme de multe feluri. Când au ajuns la via văduvei, sfintele tale moaște s-au oprit, ca semn că tu ești ocrotitor al văduvelor și săracilor. După aceea, în biserica cea mare ducându-le și în scaunul tău așezându-le, gura ta a grăit din nou: Pace tuturor și Eudoxie iertare! La care cuvinte tot poporul, înspăimântându-se, a căzut la pământ și cu mare evlavie te lăuda zicând: Bucură-te că toată cetatea cu bucurie te-a primit! Bucură-te că împăratul cu toată suita în cale ți-a ieșit! Bucură-te că rugăciunea împăratului ai primit! Bucură-te că în altarul catedralei cu mare cinste pe tronul arhieresc moaștele ți le-au așezat! Bucură-te că pe tot poporul ai binecuvântat! Bucură-te că Eudoxia prin gura ta iertare a luat! Bucură-te că sfintele tale moaște de creștini sunt mult cinstite! Bucură-te că celor ce aleargă la tine le dai binecuvântare! Bucură-te că prin rugăciunile tale cei bolnavi se tămăduiesc! Bucură-te că pentru păcătoșii ce se pocăiesc, milă mijlocești! Bucură-te că în altarele bisericii, liturghia alcătuită de tine cu evlavie se săvârșește! Bucură-te, Sfinte Ioane Gură de Aur, prea luminate învățătorule, a toată lumea! O, prea fericite Părinte Ioane, bunule păstor și neîntrecut liturghisitor, după cum ai primit rugăciunea împăratului Teodosie și de a merge în împărăteasca cetate, binecuvântând poporul și dăruind iertare celor ce ți-au greșit,
așa și acum. Vino în mijlocul nostru și ne binecuvintează cu rugăciunile tale pentru a dobândi iertarea păcatelor, ca toți să ne mântuim și împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! O, prea fericite Părinte Ioane, bunule păstor și neîntrecut liturghisitor, după cum ai primit rugăciunea împăratului Teodosie și de a merge în împărăteasca cetate, binecuvântând poporul și dăruind iertare celor ce ți-au greșit, așa și acum, vino în mijlocul nostru și ne binecuvintează cu rugăciunile tale pentru a dobândi iertarea păcatelor, ca toți să ne mântuim și împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! O, prea fericite Părinte Ioane, bunule păstor și neîntrecut liturghisitor, după cum ai primit rugăciunea împăratului Teodosie și de a merge în împărăteasca cetate, binecuvântând poporul și dăruind iertare celor ce ți-au greșit, așa și acum, vino în mijlocul nostru și ne binecuvintează cu rugăciunile tale pentru a dobândi iertarea păcatelor, ca toți să ne mântuim și împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! Luminătorule și învățătorule Părinte, Cel ce cu învățăturile tale ai luminat toată lumea, luminează-ne și pe noi cu rugăciunile tale, ca să-ți aducem această cântare de laudă. Bucură-te, Ioane, fericite slujitor al Domnului Iisus Hristos! Bucură-te că din copilărie ai fost bine credincios! Bucură-te că din gura ta râuri de învățătură au izvorât! Bucură-te că prin tine Dumnezeu s-a proslăvit! Bucură-te că prin minunile tale înțelepții s-au rușinat! Bucură-te că înțeleptul Artemie prin tine s-a botezat! Bucură-te că poporul de bucurie către tine a strigat! Bucură-te că ai fugit de slava omenească! Bucură-te că ai iubit viața monahicească! Bucură-te al necăjiților mângâietor! Bucură-te al săracilor ocrotitor! Bucură-te, Sfinte Ioane, gură de aur, prea luminate învățătorule a toată lumea! Pe luminătorul a toată lumea, pe stâlpul și întărirea bisericii, pe povățuitorul pocăinței și tămăduitorul bolnavilor, pe apărătorul și binefăcătorul celor necăjiți, pe Sfântul Ioan, trâmbița cea frumos glăsuitoare și gura cea de miere izvorătoare, pe învățătorul nostru, cel cu mintea și cuvintele de aur, veniți, binecredincioșilor, să-L lăudăm, să aprindem făcliile dragostei cele luminătoare, aducându-i această cântare. Bucură-te, Sfinte Ioane, gură de aur, prea luminate, învățătorule a toată lumea! O, luminătorule a toată lumea, prea bunule Părinte Ioane, gură de aur, stâlp și întărirea bisericii, povățuitorule al pocăinței, ajutător al bolnavilor și apărător al celor necăjiți, sârguiește de grab a ne ajuta, izbăvește turma lui Hristos de lupii ce o răpesc, și pe toți creștinii îi păzește de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie, de sabie și de războiul cel dintre noi.
de foamete, de potop, de secetă, de bol și de moarte năprasnică. Miluiește-ne și pe noi, cei care cu mintea, cu lucrul și cuvântul suntem într-un tunericul păcatelor, pentru ca prin rugăciunile tale să ne izbăvim de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic. Dăruiește-ne iubirea și râvna ta pe care le-a arătat Bisericii lui Hristos. Luminează mintea noastră cu lumina dumnezeieștilor învățături și ajută-ne să ajungem întotdeauna la înălțimea gândului smerit, spre slava lui Dumnezeu și a noastră mântuire. Amin.